Știm deja că liderii noii coaliții guvernamentale se gândesc să modifice legea fundamentală, iar principala modificare despre care au vorbit este ca România să devină republică parlamentară. Ce ar însemna practic acest lucru și dacă USR-ul ar susține? Nu susținem acest lucru. Românii trebuie să aibă dreptul să-și aleagă în continuare președintele și ar fi și o garanție de balansare a puterilor în stat. Am văzut de foarte multe ori în istoria recentă a tinerei democrații românești că a funcționat foarte bine acest echilibru de putere atunci când președintele nu a avut aceeași culoare cu majoritatea parlamentară, aceeași culoare politică. Și asta este un lucru bun pentru democrație. Altfel, o discuție largă despre modificări aduse acestei Constituții această discuție este necesară, susținem această discuție, sunt modificări pe care românii le-au cerut, vorbim de reducerea numărului de parlamentari, la 300 de parlamentari, vorbim de referendumul pe justiție, în care au fost de acord ca modificările actelor normative în justiție și legilor justiție să facă în Parlament, să nu ne mai trezim că se fac noaptea ca hoții prin ordonanță de urgență de câte un premier care încearcă să-și scape șeful de pușcărie. Așteptăm să găsim un context pandemic bun pentru a merge la vot cu inițiativa fără penal în funcții publice și și acest lucru trebuie să devină literă de Constituție. Sunt mai multe lucruri care trebuie discutate și care, da, trebuie să ajungă ca modificări în Constituție, însă cu acest lucru, cel de mai devreme, legat de alegerea președintelui, credem cu tărie, noi la USR, că trebuie să rămână așa cum este momentul ăsta. Știm că în România, cel puțin, alegerea președintelui, adică alegerile prezidențiale, sunt cele cu cea mai mare prezență la vot. Ar veni cumva și ca o încălcare a dreptului la vot, așa cum am văzut până acum? Adică, din moment ce doar la prezidențiale românii ies în număr atât de mare la vot, dispărând aceste alegeri prezidențiale, ce... Acum este important, în primul rând, și asta le transmit românilor care se uită la noi, să meargă la vot, să-și exprime opinia și votul de fiecare dată când au această opțiune. Este important și sănătos pentru democrație să avem o prezență și o exprimare a votului, indiferent de scrutin. Și uitându-ne în spate, însă, da, vedem că uneori au ieșit mai mulți, mai puțini. Ne uităm la valul 2 în 2014, la valul 2, doamne, la turul 2 în 2000, tot vorbim de valuri pandemice, la turul 2 în 2014, când am văzut atunci o mobilizare exemplară a românilor, pe un fond de frustrare foarte mare și asta ar trebui să funcționeze nu numai la frustrare, ci ar trebui să funcționeze ca o datorie cetățenească de fiecare dată când avem șansa să ne exprimăm democratic votul, indiferent că alegem un primar de comună sau un președinte de țară sau membrii Parlamentului sau așa mai departe. E important să ne exprimăm votul, să ne spunem opțiunea, pentru că, vedeți, votul fiecărui cetățean consfințește o majoritate sau consfințește, mai larg vorbind, direcția în care se duce România. Și fiecare dintre noi avem bucățica noastră de responsabilitate atunci când mergem și votăm. Ar putea fi impulsionați în această retorică românii să voteze mai mult la alegerile parlamentare, dacă ar dispărea cele prezidențiale? Ar fi o presiune civică, să zic așa, mai mare? Presiunea este, în primul rând, pe clasa politică. Trebuie să dea mai multe motive românilor să vină să voteze de fiecare dată. Există o încredere foarte scăzută în politicieni și, din păcate, și ceea ce vedem în ultima săptămână, în ultimele săptămâni, prin astfel de alianțe prin care partidele și-au înșelat, practic, votanții, asta scade în continuare încrederea politicienilor. Deci este, în primul rând, datoria politicienilor să facă ce au promis că fac. Au cerut niște voturi, au promis niște lucruri și să meargă în direcția aia. Dacă se succes după cum bate vântul, așa cum am văzut, de exemplu, la PNL și la președintele Iohannis, spunând, au spus în alegeri că dați-ne votul să vă scădem de PSD și acum merg mână în mână cu PSD, ori asta scade încrederea în clasa politică și astfel de lucruri trebuie să nu se mai întâmple dacă vrem ca românii să aibă încredere să vină să voteze. Și o idee expusă chiar de președintele Senatului Florin Câțu, cetățenii să poată vota de la 16 ani în loc de 18. Asta este o discuție pe care trebuie să o avem, să vedem toate argumentele. Nu știu ce să spun acum. Poate că trebuie extinse mai multe drepturi începând de la 16 ani. Există diverse modalități în diverse țări în care tinerii beneficiază de mai multe drepturi cetățenești începând de la 16 ani. Asta
e bine să avem această discuție și să vedem dacă asta este soluția. Oricum ar fi, este important să vedem și în lege și în Constituție. Dar în Constituție e clar, dar în legislația secundară trebuie făcute modificări de cod electoral, de legislație electorală, cu un singur scop, să le permitem românilor să voteze, pentru că de foarte multe ori am văzut inițiative legislative fix invers, care blocau accesul unor cetățeni la vot, îl făceau cât mai complicat, după cum le convenea unora sau altora, să permită sau să nu permită, de exemplu, studenților să voteze. Știm că este foarte, foarte complicat de foarte multe ori. Ori, asta noi am propus la începutul acestui an, am propus înființarea unei comisii de cod electoral. Vedem că, din oareși ce motive, celelalte partide, celelalte partide fug de acest lucru, însă cred că trebuie să avem această comisie de cod electoral, să discutăm și inițiativele electorale cu un singur scop, de a permite un vot cât mai facil fiecărui român de fiecare dată, indiferent de scrutin. Mulțumesc!